Domnule președinte, cum s-a văzut din tribune victoria cu Belgia? A fost un meci extraordinar și vreau să mulțumesc pe această cale fanilor. Au fost nemaipomeniți și cred că i-au purtat pe aripi pe jucătorii noștri. A fost un meci care a făcut diferența. România o echipă foarte bună. Am făcut câteva greșeli, mai puține ca în meciul cu Polonia și sper eu și mai puține să facem un meci cu Portugalia și să ne întoarcem acasă victorioși. Contează foarte mult, vom juca acasă. Ne dă ocazia să jucăm afară pe Arcul de Triumf, alături de fanii noștri, alături de cei care de fiecare dată duc pe brațele lor stejarii și avem nevoie de ei, avem nevoie în continuare de tot ceea ce înseamnă suflarea românească. Apropo de fani, în seara asta ați fost practic liderul galeriei. Nu pot să spun că am fost neapărat liderul galeriei, dar îmi place să trăiesc asemenea momente alături de fanii români. Fanii români de fiecare dată, oriunde jucăm, vin în număr cât mai mare. În seara aceasta am fost peste 250 de persoane în tribună. Ar fi sperat la mai multe bilete, da, cumpărate, dar nu li s-a permis. Eu spun că astăzi am făcut diferența în teren și am făcut diferența și în tribună.